Vă găsim, stimați telespectatori, suntem la Raport de Eveniment, iar invitatul ediției de astăzi este o prezență mai mult decât agreabilă în studioul televiziunii Cromtel, generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Moțoc. Domnule general, mă bucur că ați revenit în studio. Mă bucur și eu, odată cu toamna, să venim în casă oamenilor cu lucruri frumoase și bune. Cu lucruri frumoase și bune, în schimb, trăim niște vremuri, niște timpuri foarte complicate. Mi-am propus, cu acordul dumneavoastră, să facem o plimbare prin lume. O plimbare pe Mapamond, în sensul în care mi-aș dori să punctăm, să punctați dumneavoastră câteva din evenimentele care se petrec sau sunt în derulare acum. Prima dată v-aș ruga să ne spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de recentele alegeri din Germania, mai exact de victoria lui Frau Merkel. Da, deci au fost niște alegeri mai deosebite față de rundele anterioare, când Frau Merkel și-a adjudecat scaunul de cancelar. Și ceea ce este desemnat este o prezență mai slabă la urne și un scor de mult mai mic față de cel puțin de data trecută, care nu le permite socialdemocraților să formeze o majoritate sau să aibă o majoritate în Bundestag, dar decât pentru o alianță multiplă, cred, acolo. Și aceasta îi va da bătăi de cap pentru a putea să-și ducă la îndeplinire cele ce și-a propus și a susține programul pe linie economică, dar și în special măsurile ceea ce privește migrația. Știm că Germania este promotorul tuturor măsurilor care se iau la nivelul Uniunii Europene și, în general, cea care finanțează mare parte din ceea ce se întreprinde față de migranți. Eu sunt convins că va reuși să realizeze o majoritate și să nu uităm că, totuși, Germania este motorul economic al Uniunii Europene și al Europei. Este pentru, poate, cred că prima dată când un partid extremist, ați văzut, a obținut un scor destul de substanțial. Să nu uităm și situația acestor chestiuni la alegerile din Austria, când eram la o balanță de a fi sau nu fi cu succesorul la președinția Austriei. Și acest fapt este o recrudescență vis-a-vis de măsurile pe care Merkel sau Uniunea Europeană le-a luat față de invazia aceasta de migrație ilegală, îi spun eu, pentru că să nu uităm că în cazul acestor migranți doar 10% sunt cei care ar beneficia în mod legal și corect de un statut de refugiat. Ceilalți de 90% sunt migranți economici și care încalcă în mod flagrant legislația în vigoare privind trecerea frontierelor de stat. Și vis-a-vis de care nu se întreprind măsuri față de, așa cum prevede legislația în vigoare, marea majoritate. Poate cu excepția celor care sunt găsiți sau prinși în tentativa de trecere frauduloasă a frontierei aici în zona Mării Negre a României, cu frontiera cu Ungaria, cu Bulgaria, Serbia, unde sunt aplicate măsurile prevăzute de lege, dar consecințele față de aceștia sunt aproape nule, în sensul că
atât timp cât își petrec perioada aceasta, spun să pune pe rol un proces, un dosar, ei procedura care există, ei deja sunt îmbarcați pe o altă mijloc de transport pentru a ajunge, cum clar își declară întotdeauna, în Germania, în țările nordice sau în alt stat cu posibilități economice avansate. Deci Merkel va avea o misiune dificilă în a rezolva problema și a menține un echilibru în zona internă, dar și în ceea ce privește viitorul relațiilor Uniunii Europene cu Statele Unite, a Germaniei cu Rusia și a menține acestui echilibru ca cu o viteză, cu două sau cu trei, pentru ca Uniunea Europeană să rămână o piață sau o zonă economică stabilă și care să poată să fie sau să ducă mai departe acest program care și l-a propus. Chiar dacă Angela sau Angela Merkel a câștigat alegerile până la urmă și e meritul ei și este, mi s-a spus în mai multe rânduri că este o continuatoare a eu știu, genului de politică pe care îl făcea cu ani în urmă doamna de fier, ne aducem aminte de Margaret Thatcher. Eu totuși aș spune că a avut emoții. A avut emoții serioase și ceea ce este meritul echipei de acolo, care s-a zbătut foarte mult în a-și obține voturile, nu, 30 ceva la sută, este un scor, poate cel mai redus scor, și arată și în general starea de spirit care există la ora actuală în Germania vis-a-vis de politica Germaniei și sunt sigur că principala cauză este această chestiune a problemelor acestea sociale pe care le ridică valul de migranți care se îndreaptă cu precădere către Germania. Ați amintit adineori de Marea Neagră, o cale pe care ajung pe teritoriul UE până la urmă migranții. Se pare că în ultima perioadă paza noastră de coastă cam are des de muncă sau tot mai des are de lucru cu acele embarcațiuni care vin în special din Turcia. În același timp am aflat că în zona Timișoara sau în Banat au apărut un fel de tabere cu cei care ajung ilegal pe teritoriul nostru. Ce e de făcut, domnule general? Da, e o schimbare a traseelor de migrație sau mai bine zis folosirea cu mai multă asiduitate a zonei Mării Negre. Și aici faptul este probabil și filiera aceasta din Turcia sau din Grecia, unde posibilitățile de a se deplasa pe calea navală sunt mai multiple și ușor de realizat. Vedem acolo sunt fel de personaje care ajută sau pun la dispoziție mijloace de transport pentru a conduce aceste persoane către necunoscut. Desigur, ei le promit diferite zone sau un anumit punct de debarcare, dar în realitate zona este Bulgaria-România, unde sunt lăsați la voia întâmplării pentru a se descurca. Aici este bine că garda de coastă a Poliției de Frontiere Române reacționează în cunoștință de cauză, iar sistemul pe care noi le avem acolo implementat la Marea Neagră este unul din cele mai performante din zona Uniunii Europene, în sensul că pot fi depistate imediat navele care circulă în apele internaționale și pot fi interceptate cu ușurință pentru a nu ajunge în locurile pe care noi nu le cunoaștem. Desigur, mai intervine o chestiune. Marea Neagră este deși pare la prima vedere o mare liniștită, este o mare mereu agitată, mereu cu probleme de navigație și vedem că au fost și probleme deosebite și
mă bucur când de cele mai multe ori reușesc să salveze pe acești oameni și să-i aducă la mal. Pe de altă parte, este și zona aceasta unde de campare spre Timișoara, unde parcă sau este zona cu destinație temporare și de unde vor pleca mai departe cu alte posibilități spre țările occidentale. Este dintotdeauna cunoscut, dar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă a depășit cu mult posibilitățile și așteptările la care suntem noi angajați. Cu atât mai mult ar trebui Uniunea Europeană să vadă acest lucru și să asigure acea forță multinațională de intervenție și de sprijin, așa cum și noi de multe ori cu posibilități pe care le avem, bineînțeles, navele noastre participăm în Mediterana la diferite misiuni pentru a controla și stopa fenomenul migrației ilegale. În continuare, ei nu vin decât și rămânem, așa cum am discutat și în diverse alte rânduri. Nu suntem o țară țintă, suntem o țară de tranzit, de unde pot să-și procure mijloacele necesare sau să-și găsească mijlocul prin care să ajungă în țările din Occident. Spuneați despre misiunile de misiunile militare la care au participat și ai noștri. Citeam pe o agenție că urmează să sosească încă 3 avioane F-16 din primul lot cumpărat de Ministerul Apărării. Încă 3 înseamnă 15, parcă 12 au ajuns. Urmează să mai achiziționăm, din câte știu eu, până în 2022, încă 36 de F-16. În același timp, să nu uităm de intenția de cumpărare a sistemului de rachete Patriot, care nu face decât 3,9 miliarde de dolari. Credeți că aceste măsuri luate de Ministerul Apărării, bun, de acel procent care până la urmă ni s-a impus procent care să fie dedicat sau alocat în armări până la urmă, din PIB, este cel mai nimerit sau este cea mai bună soluție la momentul de față? Și nu putem discuta acum la această oră cu dacă este nimerit sau suficient. Cum da. Eu în primul rând aș fi discutat sau aș fi fost mulțumit să respecte acel procent de pentru educație, pentru sănătate. Pentru că dacă analizăm la rece, e părerea mea, nu procesul acesta de înarmare, așa cum să spun eu, hai să, nouă ne-ar trebui să avem 200-300 de avioane să putem acoperi cât de cât zona la ce ne înconjoară la ora actuală, să putem măcar să asigurăm spațiu aerian intern, nu mai spunem al NATO. Doi, ar fi poate interesant să vedem și mijloacele din dotarea Ministerului de Interne în ceea ce privește elicopterele, avioanele de mici dimensiuni de supraveghere a zonei Mării Mediterane și a frontierelor externe ale Uniunii Europene. Nu va fi niciodată o chestiune că avem suficient, suntem pregătiți și așa mai departe, pentru că o conflagrație în epoca aceasta modernă presupune mult mai mult decât atât și forța cred că nu este cea care ar fi capabilă să rezolve anumite chestiuni, indiferent în ce situație am fi. Pentru că, din păcate, suntem o națiune cu posibilități militare reduse. Procesul de pregătire Patriot și F nu rezolvă această problemă în condițiile în care vedem armatele moderne, ce echipament, ce dispozitive, nu? Recent au fost aplicate în această lună Zapad 2017, Belarus-Rusia. A fost de o desfășurare impresionantă cu niște mijloace din dotare tehnice care nu ai cu ce ieși în față. Da?
Zapadul, practic, ei au gândit în acolo, este crearea unui culoar în jur de 100 de kilometri între Kaliningrad și zona Belarusului acolo, care ar permite forțelor rusești să pătrundă în inima Europei în câteva zile. E o chestiune care este răspunsul la aceste deplasări de brigăzi americani în zona țărilor baltice, în Polonia și probabil și în România. Deci, concluzionând, este bine că încercăm să facem ceva pentru dotarea armatei și echiparea acesteia, dar sunt probleme de aducere la zi, așa cum din punct de vedere al economiei sau a civilizației. Băi, ne despart 50 de ani de țările occidentale. Așa și din punctul acesta al dotării, este foarte greu să realizez ceva din bugetul, așa cum este din PIB-ul acestei țări. Important e să demarăm, iar ceea ce ar fi mai încurajator pentru noi și se încearcă, dar nu știu cu ce paritate acolo cu partea americană, cu Uniunea Europeană, să facem în plan local anumite chestiuni de dotare, de tehnică, de mobilitate, care ar încuraja și dezvoltarea de punct de vedere al economiei zonei respective. Pentru că au fost în țara asta suficiente uzine, suficiente dotări care puteau și își permiteau în orice clipă să poată să treacă la o producție, să spunem noi, militară. Sau una și militară și de natură civilă, care să producă autocamioane sau altceva pentru necesarul țării noastre și nu numai. E foarte greu acum să vii la... ai o pauză de 30 de ani unde în proiectare, în tehnică, totul este computerizat și totul e la nivelul miimilor și a sutimilor acolo calculat, să vii din nou să recreezi o bază sau o forță care să-ți poată aduce tehnica necesară de care ai nevoie. Sunt chestiuni care pot fi dezvoltate în ceea ce privește producția de armament, producția de transportoare, de blindate, alte chestiuni care pot fi cu forța de muncă și cu materia primă din acea, cu anumite componente de natură de operativă care pot fi aduse din alte state ale NATO, să spunem. Da, mi-am adus aminte de un banc vechi dinainte de Revoluție, care spunea despre fabrica de biciclete de la Zărnești, care făcea biciclete marca Kalashnikov sau nu mai știu care. Era normal că fiecare stat a avut și au aceste... Iar noi eram în topul... Exportam, domnul la greu, general, până la urmă, da, nu? Și era păcat, sau a fost păcat faptul, dar bine, ca și în celelalte zone ale economiei s-a dorit, s-a făcut așa cum și-au dorit practic alții din exterior. Și sunt sigur că nimeni nu-și dorește ca România să devină un... sau nu pot să te afirm ca un mare fabricant de... armament sau alte componente de dotare militară. În studio aici am avut invitat în urmă cu aproximativ 2 luni pe domnul general de aviație rezervă Onica, domnul Viorel Onica, pilotul lui Ceaușescu, și povestea dumnealui că au existat și perioade când era obligat sau așa era regula la vremea de atunci să zboare și pentru Tarom pe avioane cargo, și de multe ori zicea că avea misiune să zboare de la, eu știu, de la București la Cairo sau de la București în Madagascar, să zicem, dar n-a știut niciodată ce transportă, niște containere. Și ca să citesc din cuvintele dumnealui, spunea: sunt sigur că am dus de N ori și armament, dar așa erau timpurile atunci. Da, sigur că în general aveam către țările acestea, să spunem noi, din lumea a treia, unde se transporta la greu armament. Nu, noi eram recunoscuți pentru chestiunea aceasta. Erau chestiuni sub controlul internațional. Nu puteai chiar să le faci cum îți doreai, că și acolo sunt anumite
cantități și embargouri care ți se impun pentru a limita sau pentru a partaja între cei mari și cei mai puțin puternici în această zonă a producției militare. Domnule general, așa a fost întotdeauna. Au fost unii mari și rechini și... Au fost și vorbi și așa, trebuie să înțelegem chestiunea întotdeauna, nu că suntem și avem o teorie a conspirației. Întotdeauna a fost și va fi o chestiune pe care noi, muritorii de rând, o știm mai mult sau mai puțin. Unde marile interese sunt dictate de către cei care conduc din punct de vedere economic lumea. Da, ne aducem aminte că noi am făcut parte și din tratatul de la Varșovia. Acum că suntem în NATO... Da, sigur, era o situație diferită atunci când... Și să ne aducem aminte și de poziția pe care a luat-o Ceaușescu la Revoluția din Cehia, apoi la frații unguri, mă rog, frații unguri, nu? Da, e cunoscut acest lucru pentru că au fost momente cruciale în istoria Europei, să spunem, și nu numai, când, într-adevăr, merită de subliniat și istoria va, nu poate să uite acest lucru. A fost o atitudine curajoasă, o atitudine care, mă rog, a avut și sprijinul concret și direct al Chinei, și nu numai, și faptul că în acea perioadă au fost o serie de întâlniri la, poate îmi spunem, cu cei mai puternici oameni ai planetei în România, a fost o chestiune importantă. Și nu au fost întâmplătoare și niciodată nu vom ști exact ce probleme au fost discutate și în ce context au avut loc vizitele respective. Pentru că... Da, de 4 ori a fost președinția americană în România, sigur, așa este. Sigur că da. Și... Acest lucru spune multe. Chiar și statutul de, cum era la vremea de atunci, națiunea cea mai favorizată. Sigur, sau... avem această chestiune. Da, în comerțul cu Statele Unite, unde aveam clauza aceasta de a națiunii cele mai favorizate, da, care ne avea o serie de avantaje economice și putem să pătrundem pe piața americană, în același timp putem aduce din zona acolo cu aceste scutiri de taxe vamale care erau un avantaj pentru România. Chiar ieri mă uitam pe Discovery la un film care avea ca subiect vizita președintelui Ceaușescu în Regatul Unit. Primirea pe care a făcut-o Queen Elizabeth lui Ceaușescu și nevestei sii. Da, sunt primite la nivel zero cu toate onorurile cuvenite unui șef de stat. Fost pentru vizele remarcabile, știi, că nu putem spune acum că au venit dintr-un stat comunist, dar uite că regina a respectat întru totul protocolul de grad zero pentru cele mai înalte oficialități, că au a mea acolo, cel puțin englezi, au un anumit grad, începând de a te aștepta în fața scării palatului, de a te aștepta la avion sau în sala de ședințe. Sunt mai multe chestiuni care aici arată rangul și importanța pe care o acordă cel care primește vizita respectivă. Și a fost Nicolae Ceaușescu, nu a fost Todor Zhivkov sau... Da. Pe ceilalți nu prea îi lua un calcul. Nu prea, pentru că prin politica pe care probabil România la ora aceea se dezvoltase o simpatie pentru România, că rupând acele relații strict de subordonare față de Rusia și deschiderea aceasta și către, cel puțin din punct de vedere economic, către lumea occidentală. Era mare lucru pentru chestiunea asta. Sunt sigur că dacă nu am fi fost și noi înconjurați numai de state comuniste și am avut cel puțin o frontieră cu un stat occidental sau, mă rog, să putem să avem o influență economică din altă parte, cu totul altă Românie s-ar fi clădit. În sensul pentru cei mulți, pentru oameni. Dar astea au fost istorie, acum știți cum vedeți, în fiecare zi tot sunt dezbate cu privire la acest lucru. Nostalgii, nostalgici și alții au fost mai bine, au fost mai rău. N-a fost mai bine, sincer, n-a fost mai bine, pentru că privim lucrurile în ansamblul lor.
Da? Faptul că un om avea de muncă și poate o asigurat o locuință, așa cum era, totuși condițiile erau uneori la limita normalului. Dar așa este. Trebuie să vedem și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune, că așa suntem și noi oamenii. Avem greșeli, avem lucruri care sunt... poate noi nu le vedem, le văd alții și dacă ne spune cineva trebuie să ne îndreptăm, asta e mare esență. Nu? Să nu te supere un adevăr sau o chestiune care tu nu o vezi, pur și simplu. Sau... Da, domnule general. Da. Vom face o scurtă pauză pentru că între prima și a doua parte a emisiunii noastre trebuie neapărat să intre publicitate, așadar revenim imediat. Am revenit în studio, vă reamintesc, suntem la raport de eveniment, iar invitatul ediției de astăzi este generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Moțoc. Domnule general, am discutat despre Europa, despre ce se întâmplă prin Europa, despre starea de aici. Eu v-aș propune să trecem oceanul în America de Nord și, eu știu, să discutăm puțin despre... Văzusem pe Mediafax, parcă guvernul american începe construcția o prototipuri a rezidului lui Trump de la frontiera dintre SUA și Mexic. E, nu știu de ce m-am gândit, eu am făcut așa o asociere, nu știu dacă cea mai bună sau cea mai nimerită, despre sau alături vis-a-vis de zidurile pe care le-au construit vecinii noștri ca să-i stăpânească pe, sau să stăpânească situația celor care vin din Turcia. Cum vede generalul Moțoc ce se întâmplă în SUA? Asta a fost și o promisiune a lui Trump. Să nu uităm că tot el a afirmat că va desființa și acea loterie a vizelor pe care pe unii a făcut fericiți, pe alții mai puțin fericiți și așa mai departe. Da, loteria vizelor, după părerea mea, a fost o cumpărare ieftină de creiere, de minți și de oameni pricepuți, care n-a fost decât în avantajul Statelor Unite, fără discuție, și dacă o desfințează, fac foarte bine ca să mai rămână și în țările care exportă aceste personaje pregătite către Statele Unite. Construirea zidului este la fel o enormitate care probabil în istorie va rămâne un act de lipsă de civilizație și cooperare în lume. Contextul în care Statele Unite, populația hispanică va deveni dominantă în scurt timp. Probabil un viitor președinte al Statelor Unite va fi de origine hispanică. După ce am avut un de afro, pentru că situația demografică a acestei țări o va impune. Și mi se pare firesc să fie așa. Construcția va rămâne în... pentru că nu cred că Trump mai prinde... Va fi început așa probabil precum rămășițele marului zid chinezesc în pustiu acolo, care n-a mai fost refăcut. Așa va rămâne acolo și dacă prin zona aia a mai rămas ceva spre Mexic acolo din cultura Maya sau ceva, probabil astea vor dispărea definitiv. Așa cum din zidul Berlinul fiecare a căutat să-și ia câte o cărămidă sau... Am și o bucățică de... Așa probabil se va întâmpla și cu aceasta, și aceasta este o chestie de megalomanie, de... și nu cred că poporul american va accepta în cele din urmă așa ceva. Va fi poate o încercare acolo, dar noi sperăm că nu așa se rezolvă cu ziduri. Până asta, nu e epoca zidurilor și a cetăților medievale, a trecut. Vedeți, astea le păstrăm în istorie, le vizităm acolo și ne minunăm câtă muncă, câtă omenire a muncit, câte vieți au curmat pentru a-și apăra o clasă socială. Nu? Și cele mai vestite sunt în Franța, în Anglia, acolo unde... La fel, cei puternici au căutat să-și apere averea și tot ce avea de furia mulțimii exploatat. Și avem și la noi atâtea exemple când cei mulți au
Au dărâmat orice zid din aceasta, cât de puternic, cât de trainic l-au gândit cei care l-au gândit. Nu este o rezolvare. Nu este, într-adevăr. Ziceați despre zidul Berlinului. Am prins și eu încă o bucățică din el acolo, sau o bucată serioasă, din care am luat și o bucățică ca să am așa o amintire. Pentru că am prins și eu DDR-ul și RFG-ul și tot atunci am văzut scris pe acea bucată cu o vopsea roșie, Next is Korea. Și uite așa am ajuns la criza nucleară din peninsula coreană. Citeam că secretarul de stat american Rex Tillerson se va deplasa în China. Eu știu, bun, va urma o vizită a președintelui Trump în China, în același timp am înțeles că e vorba despre un turneu pe care îl va face și în Japonia și Coreea de Sud. Cum vedeți dumneavoastră, eu știu, o soluționare sau o temporizare a situației din Coreea? Pentru că declarațiile sunt destul de acide și dintr-o parte și din cealaltă. Acum, Doamne iartă-mă, nici Coreea nu pare cu toate acasă, dar nici președintele Trump, zic eu, n-a avut cea mai corectă sau cea mai nimerită reacție. Da, noi am mai discutat această chestiune și după războiul rece mi se pare unul din cele mai dificile momente ale omenirii. Pentru că această situație din peninsula coreeană acolo e aproape de nestăpânit și în condițiile în care deja avem o polarizare a acestor forțe acolo, inclusiv ceea ce face Turcia, ceea ce face Rusia, Iranul acolo, care discuția din China va fi de... China, eu vă spune foarte serios americanilor. Dacă veți ataca Coreea, vă atacăm și noi. Dacă coreanul va încerca și va continua cu acele experimente și practic e o manifestare de forță și față de Japonia și față de Statele Unite și nu numai, și față de Coreea de Sud, va continua, iar americanii vor răspunde într-un mod la aceste forme, China nu va avea o atitudine de expectativă funcție de cum evoluează situația. Dar această problemă, dacă ajungem la chestiunea de a se răspunde cu armament, are toate șansele să devină o conflagrație mondială. Practic, în primă fază acolo cu ce se întâmplă în zona Coreei, dar cu posibilitatea de a izbucni și a avea noi focare, noi probleme, pentru că atunci vor profita și alții care sunt pe picior de expansiune să-și rezolve o serie de probleme care sunt pe agenda de lucru și a Rusiei și a altor state care această politică de revizuire a frontierelor și de reașezare a formelor pe harta lumii este în capul și în mintea multor șefi de cabinete din țările lumii moderne. Și atunci va fi momentul acesta când încep să dea din coate și să-și poziționeze în tabere funcție de interesele atât de natură economică cât și de natură teritorială. Vom fi și aici, că este o altă chestiune care zonele acestea de interes, Antarctica, zone care practic sunt declarate ca nimeni nu are voie să pătrundă și să exploateze zonele respective, ele sunt pe agenda și de toți cei care fac prospecțiuni în zonă și cercetare nu o fac numai de dragul urșilor polari și a focilor să nu moară de frig. O fac zi de zi în explorare cu mijloacele acestea ultramoderne
și au descoperit zăcăminte puternice de petrol, de metale neferoase, de uraniu și alte chestiuni care în foamea aceasta de materie primă va duce la anumite chestiuni în zonele acestea de climă extremă. Dar rămânând în zona de conflict acolo, situația este și rămâne gravă. Vedem că Statele Unite își deplasează cu frecvența acolo, trupe, mijloace, avioane și așa mai departe. Până la urmă sunt niște demonstrații de forță. Sunt niște demonstrații de forță care sperăm să se rămână doar, atât și să nu ajungem la o conflagrație și ceea ce, ce este cel mai periculos este de natură nucleară, care ar avea consecințe nefaste asupra întregii omeniri. Sperăm să să găsească o soluție și să se întrevadă ca cei mari, cei puternici acolo, prin rezoluțiile ONU și nu numai, să poată să asigure o zonă de liniște în peninsula coreeană. Și totuși, săptămâna trecută, chinezii au umblat la robinetul cu resurse economice vis-a-vis de Coreea de Nord. Da, a fost pentru prima dată când și ei au fost de acord cu măsurile acestea de embargo asupra Coreei de Nord, pentru că, haideți să fim serioși, parcă totuși ăsta a depășit limitele unei... Au mai făcut și alții câte un experiment, câte o bombiță pe aici, pe acolo, dar s-au liniștit în scurt timp. Când ăsta deja avansează cu, așa, cu niște chestiuni care te pun în pericol, totuși este... o forță acolo, peste 1 milion de militari, cu o dotare rusească cât de cât acceptabilă, cu... Au construit și ei iar sigur rachete, că da. Da? Sigur că da, au construit și au buncăre de autoapărare de astea într-o rețea, așa, ca am fortificațiile de germane când am început noi, când au început ei războiul, care sunt, pot să pună pe jar omenirea în orice moment. Sperăm să găsească probabil o soluție și, eu știu, probabil și discutând așa la rece și CIA-ul va, sau cel puțin au o soluție. Da? Nu anticipez mai mult, nu spun mai mult că nu e cazul. Dar mă gândesc. Da, acolo e fierbinte și, cum spuneați dumneavoastră, și cu, pretenții teritoriale, poate prea mult zis, cu acele diferente, să nu uităm insulele Kurile, da, care e problema între Japonia și, era zic, Uniunea Sovietică și Rusia, nu? Da, atunci tot așa când se discutau de insule și Roosevelt și Churchill, am citit chiar recent un material pe tema insulelor, cât de ușor le-au cedat, cât de ușor au luat mâna și, practic, Stalin a condus tot ceea ce a fost în aceste... Pentru că, într-adevăr, Rusia a fost deasupra tuturor atunci când s-a sfârșit războiul. Și, așa cum le vedem pe Stalin rudimentar, ci că a fost foarte diplomat, foarte... Dea impresia că îl duce pentru că echipele discutau în foaier despre viitoarea zi de întâlnire între cei mari acolo și cât de ușor s-a cedat în fața Rusiei anumite chestiuni de a trece acesta de departe, aceasta în lagărul comunist. Dar așa e, cei puternici, câștigătorul îți ia totul. Eu mi-aduc aminte de acel conflict de la începutul anilor 80 dintre Marea Britanie și Argentina, da, cu insulele Malvine, Falkland. Da. Da. Ați văzut în 2 săptămâni cum i-au liniștit. Da. Da. Dar acolo a fost, din fericire, un conflict 2-2. N-a nimic. Nu și-au asumat niciun aliat altceva. Na. Așa a fost să fie. Da. Domnule general, șefii de la Pentagon și șefii NATO se vor întâlni în această săptămână la Kabul, după anunțul că trupele americane vor mai suplimenta cu în jur de 5.000 sau 3.000 de soldați prezența lor acolo.
Oare se vor liniști vreodată problemele în Afganistan? Domnule, problema nu va fi rezolvată în următorii 10 ani acolo, pentru că trebuie să ajungă o zonă de stabilitate, iar pe zona respectivă este fieful acestor teroriști internaționali. Doi, zona se înferbântă enorm prin faptul că în Irak Kurdistanul vrea independență. Da. E înferbere totală acolo. Nu se va rezolva decât pe calea armelor și curzii nu vor fi la fel ca și ceilalți care își revendică teritorii palestinieni în zona Israelului, niciodată nu vor ceda. E pericol mare acolo, depinde și acum și de poziția Turciei vis-a-vis de care nu vede cu ochi buni această chestiune și americanii au greșit tot prin Trump, pentru că în programul care era pentru următorii 2 ani, 3 ani acolo, trupele americane trebuie să asigure stabilitate, dar propagandistic, așa cum se face în ocazia campaniei electorale, domnule, retragem tot, îi aducem acasă pe nu știu ce, deși nimeni nu i-a pus să-i zgândărească pe ăștia acolo. Dacă tot ai făcut-o, ți-asumi și zona asta, că vezi, și noi participăm acolo și tot la 2-3 luni mai aducem câte un mort acasă, mai aducem câte un alte prejudicii de ordine economic, material, pentru că pierdem acolo. Așa. Uite, dar asta înseamnă o alianță internațională unde ți-asumi și partea bună și partea mai puțin bună a lucrurilor. Și... Domnule general, în acea zonă este război de 40 de ani, de când Uniunea Sovietică, sigur, nu? 77 da, au intrat peste... Aveau primii peste... instructori acolo, ei, da. Politrucii sovietici erau acolo prezenți. Pe care au vrut americanii să le arate că sunt ei mai când capabili, cum și în Siria se petrece același lucru. Americanii, ba rușii, își dau lecții să amenințe reciproc. Acolo ați văzut că trag unii în alții acum și spun că dacă mai odată o să fie bai. Și acolo e situație încordată între regimul susținut de ruși și forțele americane, care nici nu mai știm. I-a pregătit și pe aia buni și pe aia răi și se trag gen continuare așa la disperare și mor oameni nevinovați pe altarul unor necugetări ale marilor puteri. Eu zic că dacă ar fi lăsat cum Libanul, Gaddafi avea un popor cu o prosperitate medie, cu o liniște, le unise triburile alea de beduin după vreo 30 de ani de lupte și el până iau trebuie să-i zic și pe ăștia să-i face că nu-i regimul, nu-i bun, e totalitar și așa mai departe. În condițiile în care ei aveau, din câte cunosc, în jur de $1000 primeau de la stat, nu plăteau lumină, gaz, da. Combustibilul luau cu găleata de unde găseau ei pentru șanț pe acolo, că era slavă Domnului, da? Ce să mai... Acum... Dar de situația din Cuba de acum, ce părere aveți? Da, Cuba rămâne acolo o chestiune care, nu știu, probabil nu o să scape în mâinile americanilor, pentru că nu știu cum ar fi mai bine pentru ei. Pentru că dacă ei nu primesc și ei un ajutor, așa cum și Venezuela dintr-un stat cu și ăsta cel puțin are posibilități economice să trăiască cât de cât decent poporul ăla, probabil și aici vom asista la o întorsătură deosebită. Întorsătură deosebită care și nu mai este epoca lui Che Guevara de acele revoluții pitorești, să le spunem așa, unde era exportul acesta de. Aici sunt alte mijloace acum de a răsturna sau de a veni cu o formă nouă de... pentru că, vedeți, acum tot stăm și analizăm. Au fost și socialist, avem și capitalism la greu. Mi se pare că mare diferență între una și alta, adică acea rapacitate a capitalismului care așa rade tot și în folosul a câtorva mii, eu nu zic, se poate pe bună dreptate, fiecare îl duce mintea, îl ține punga, face afacerea, dar miliardele de oameni care chiar ei nu au nimic,
au totul din pământul ăsta, care, să spunem, vine de la Dumnezeu, nu? Încărcat cu păduri, cu aur, cu petrol, cu ce este. Mi se pare cam prea mult pentru o deplasare de bogăție către un pol al lumii și o sărăcie luce față de cei care zgândăre în pământul ăla în Madagascar pentru două rubine sau pentru două diamante. E, acolo în America de Sud, apropo, am un amic care a lucrat o perioadă bună în America de Sud, în Columbia. Și mi-a povestit cum e viața pe acolo, a ajuns și în Venezuela. Acolo nu va fi liniște niciodată. E, au grijă și vecinii lor din America de Nord ca să-i țină în această stare. Păi vă dați seama, acolo să prezente de ani de zile americane și la fel, tot ei. Da. Ei puneau guvernele în America. Ce să mai spunem? Din două săptămâni. Da. Acum au mai venit și pe zona Americii pe acolo și taifunurile astea, uraganele, au făcut ravagii. Da. Și vedem ce consecințe. Ce să mai spunem? Că, uite, am văzut și la noi ce se poate întâmpla în câteva ore. Da. Este chestiune care ne dă de gândit. Nu reușim acum tot. Îmi cer scuze că discutăm de 30 de ani de acele rețele de pădure care trebuie să fie, cum sunt la polonezi, care au fost în Polonia, au văzut că mai mare Dragoș, ala, 20-30 de hectare, o lizieră frumoasă de protecție și de și pentru ploaie, și pentru vânt, și pentru protecția șoselei și așa mai departe. Nu reușim, domnule. Spunea unul, domnule, nu avem niciun program, un singur, care omul să vină. Dar zici că trebuie niște dosare de 2-3 metri cub de hârtie. Pentru să pui o lizieră de un kilometru de salcâm la Dăbuleni, unde au dat dunele de nisip ca în Dubai. O să dea pe schiuri pe nisip. Pe, cum eu știu cum. Da, ce birocrație. Nu văd. Și ei se mușcă aici în fiecare zi, toată ziua ai pe la DNA, toată ziua spune, nu știu, nu facem două liziere, domne, de în sudul ăla năpăstuit acolo, două liziere. Dar aici și societatea civilă, adică, bă, frate, am pământul meu, ia să-mi pun o lizieră eu singur, domnule, dacă vreau să-mi pun eu plopi. Sau un plop, găsim atâția copaci mai nobili care să-i punem. Aveți dreptate. Domnul general, mai avem la dispoziție cam 3 minute. Eu știu că dumneavoastră sunteți implicat adânc și în viața cetății. Spuneați dumneavoastră până să intrăm în studio de câteva evenimente unde sunteți organizator la sfârșitul acestei săptămâni. Poate ne aduceți câteva lămuriri. Pă, nu știu dacă mă implic suficient sau eficient. Caut să mă implic. Caut să mă implic și să aducem și lucruri frumoase în viața concetățenilor noștri. Deci discutam că sâmbătă și duminică sunt o serie de evenimente la așezământul de copii. Grație colaboratorului nostru, să spunem că el e sufletul și animatorul, Vasile Popescu de la Mediaș, care vine la Rădăuți cu o echipă Cenaclu Lumină Lină din Sibiu, care sâmbătă la ora 16 va susține un concert de muzică clasică și religioasă, iar duminică, după cum bine știm, este hramul bisericii din curtea așezământului, când după săvârșirea liturghiei, din nou acești invitați ai noștri din Sibiu vor susține un concert de cântece religioase. Invităm pe toți cei care au posibilitatea să vină și sâmbătă și duminică la această întâlnire de suflet, unde vom putea să uităm de o parte din grijile toamnei, cămara să o lăsăm mai de săptămâna viitoare când mai avem treabă, și să ne întâlnim acolo și să putem să fim alături de cei care ostenesc acolo și de copiii aceiași frumoși și dragi care sunt la așezământul de copii patronat de Mănăstirea Bogdana. Sunt sigur că invitația noastră a fost auzită de telespectatorii noștri. Îmi pare rău, trebuie să punem punct acestei emisiuni, dar nu înainte de a vă mulțumi și de a vă invita la o ediție viitoare. Și eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.
Atât pentru astăzi. La raport de eveniment a fost generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Moțoc. Eu sunt Luigi Bărăguie și până data viitoare vă doresc toate cele bune.